A iubi pe celălalt în Evanghelie dobândește de multe ori forma verbului a dărui, a spus preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, în cuvântul de învățătură ținut la Catedrala Patriarhală în cadrul Sfintei Liturghii. Preasfinția sa a subliniat faptul că în zilele noastre nu este nevoie de înmulțirea miraculoasă a bunurilor pe care le avem, ci este nevoie să învingem egoismul care duce la risipă. Dați și vi se va da, spune Hristos Domnul. Sau cu ce măsură veți măsura, cu aceeași măsură vi se va măsura. În această promisiune a Domnului este cuprinsă tainic surpriza înmulțirii darului, care sporește însutit doar prin împărțire și dă peste cap orice socoteală, orice bilanț al nostru și orice așteptare. De această înmulțire prin împărțire depinde viața, nu de bunurile pe care le adunăm puține sau mai multe în mod egoist. Sunt de ajuns, am văzut, 5 pâini și 2 pești care sunt dăruite, sunt împărțite și acestea pot schimba lumea. Și în lumea noastră, în societatea de astăzi, sunt mulți oameni înfometați. Sunt mulți oameni înfometați de iubire, de îngrijire. Sunt mulți oameni care suferă de singurătate, de abandonare. Iar Hristos Domnul ne spune prin glasul Evangheliei, dați-le voi să mănânce. Și nu putem răspunde că avem prea puțin, că avem doar pentru noi, că nu suntem capabili să facem aceasta. Pentru că puținul nostru, vedem din Evanghelie, este suficient în ochii lui Hristos Domnul, dacă nu îl ținem crispat doar pentru noi. Pâinea, a mai spus ierarhul, nu este doar un aliment, ci și un mijloc de comuniune. În mod surprinzător, vedem că în relatarea acestei minuni din Evanghelia de astăzi, a înmulțirii pâinilor, nu se vorbește niciodată despre înmulțire, deși așa se cheamă această minune, a înmulțirii pâinilor. Însă în cuvintele pe care le-am ascultat, nu am întâlnit cuvântul înmulțire, ci dimpotrivă sunt folosite verbele a frânge, a da, a împărți. Așadar, nu se subliniază înmulțirea, ci se subliniază împărtășirea, împărțirea, comuniunea. Pe lângă foamea trupească, a mai arătat preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, omul suferă de foamea după viața veșnică. Pentru această foame, Hristos Domnul ne-a dat o altă pâine, ne-a dat pâinea cea cerească, pâinea vieții, care este chiar El, este Hristos Domnul, o persoană, nu un obiect. Hristos spune, eu sunt pâinea vieții care se coboară din cer. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată. Această pâine a vieții, Hristos Domnul, se împarte zilnic tuturor celor care vin cu credință la fiecare sfântă liturghie și nu se sfârșește niciodată. În Biserica Ortodoxă, astăzi au fost pomeniți sfinții mucenici Flor și Lavru.